Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă, dragi prieteni. Astăzi vom vorbi despre arheologie, despre descoperiri arheologice, pentru că alături de mine a revenit aici în sufragerie și îi mulțumesc foarte mult, este o onoare pentru mine că se află alături de mine domnul Florin Ridiche, manager Muzeul Olteniei din Craiova. Bine ați revenit! Mulțumesc de invitație și salutăm pe toți și bun găsit prietenilor noștri. Sperăm să fie o emisiune reușită cu multe noutăți. Și interesantă, ca de fiecare dată, dacă dumneavoastră mereu aduceți ceva nou. Și acum veniți cu lucruri foarte, foarte interesante și vreau să vorbim despre ele. Pentru că săptămâna trecută am văzut la președintele Consiliului Județean, Cosmin Vasile, salutăm și pe această cale, președintele Consiliului Județean Broș, Cosmin Vasile. Foarte interesant. Pentru județul nostru și nu numai. Pentru zona Oltenii. Da, o asemenea, în primul rând este vorba de descoperirea în localitatea Padea, comuna Drănic, a unui tezaur monetar însumând cam 1168 de monede de argint romane, noi spunem denari imperiali. Perioada de, să zic, de emiterea acestor monede, de baterea acestor monede este foarte mare, începând încă de la împăratul Vespasian din secolul I și până la împăratul Filip Arabul la mijlocul secolului II. Deci, e ca și cum noi ne-am pune bani deoparte de-a lungul a mai multor generații, încă strămoșii noștri de acum 200 de ani și-au pus bani deoparte și au transmis urmașilor, au ajuns până la noi monede încă de acum 200 de ani, bani de acum 200 de ani, o cantitate foarte mare. Vă dați seama, la vremea respectivă, monedele care erau în circulație, să zicem acum, ele erau în circulație și peste o perioadă de 200-250 de ani. Numai că undeva la mijlocul secolului III, să zicem în jurul anului 250, s-a produs un eveniment tragic, să zicem, a fi echivalentul actualului război dintre Ucraina și Rusia. Cumva provincia romană care se afla aici în Oltenia a fost invadată de o populație migratoare numit goți. Armatele romane care erau cantonate pe linia Oltului, granița între provincia romană și lumea barbară era Oltul. Goții au venit înspre Muntenia, au traversat Oltul și, bineînțeles, au produs o mare neliniște în toată această provincie. Locuitorii romanizați din Oltenia, de teama acestei invazii și să nu fie uciși, și-au îngropat aceste tezaure monetare și unii au reușit să fugă peste Dunăre, în provinciile romane aflate la sud de Dunăre, alții nu au mai reușit să evacueze, să zicem, această provincie de graniță și probabil că au fost uciși. Practic, tezaurul acesta îngropat de frica acestei invazii, proprietarul acelor bani n-a mai reușit să ajungă la ei ca să-i dezgroape. Sigur, mai degrabă a fost uciși de către acești invadatori, migratori, goți și nereușind să se refugieze la sud de Dunăre. Bineînțeles că tezaurul a rămas îngropat în pământ până în zilele noastre, când a fost găsit de către o persoană autorizată să aibă detector de metale. Ceea ce este interesant, că nu este un tezaur unic. Este un orizont de astfel de tezaure. În anii 60 a fost descoperit un alt tezaur de aproape 2900 de monete la Bârca, cel mai mare. Îi salutăm pe toți cei care ne vedeți în acest moment și mulțumim că ne sunt alături. Irinel Cănureci, Buzu, Vitalie și toți cei care ne urmăresc în acest moment. Spuneați de Bârca. Buzu, Vitalie, colegul meu, fostul meu coleg de facultate, profesor de istorie la Sobozia Ialomița. Îl salut și eu, foarte bun prieten. Urmăresc oamenii din toată țara. Din toată țara, da, cu care mai și țin legătura destul de des. Și bineînțeles că acest tezaur a fost descoperit de către o persoană autorizată cu detectorul de metale. Este,
ați pomenit de postarea președintelui Consiliului Județean, domnului Cosmin Vasile. Pentru noi este foarte important să pe Facebook, pe Facebook, pagina de Facebook, da. Pagina da. Din președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Vasile. Este foarte important în acest moment. Tezaurul va intra într-o perioadă de evaluare care va dura destul de mult. Legea spune că într-un an jumate experții trebuie să evalueze tezaurul, după care probabil, aproape sigur, se va acorda descoperitorului ori un quantum de 30%, ori 45% din valoarea tezaurului. Numai că pentru ca această sumă care va fi plătită descoperitorului, plata trebuie să o facă ordonatorul nostru, Consiliul Județean Dolj, pentru ca acest tezaur să rămână la Muzeul Olteniei. Că dacă această plată nu este făcută de către Consiliul Județean Dolj, monedele poate să ajungă, acest tezaur poate să ajungă la alte muzee din țară care sunt dispuse să plătească acești bani. Adică vreau să subliniez faptul că, pentru că nu este primul caz, domnul președinte al Cosmin Vasile cunoaște importanța și știe că fără realizarea acestei plăți, probabil în cursul anului viitor, tezaurul nu ajunge, n-ar ajunge la noi. Legat de descoperiri arheologice, aș putea spune, pentru că mi-ați adresat invitația la emisiunea noastră încă de săptămâna trecută, dar din motive obiective, pentru că a trebuit să merg undeva în Moldova la o lucrare de mare amploare de infrastructură. Le putem spune celor care ne privesc chiar până unde activați dumneavoastră și Muzeul Olteniei, da, unde depășește muzeul, sfera Olteniei. Muzeul Olteniei, dar e... Da, da. Poate fi Muzeul Național, noi am mai discutat despre lucrul ăsta. Da. De către o mare firmă, suntem subcontractanți sau contractați de către o mare firmă în domeniul realizării infrastructurii rutiere de mare amploare, autostrăzi, pentru a asigura asistența arheologică între Buzău și Pașcani, la o importantă autostradă. Dar puteți să-i dați numele firmei. Nu dau numele firmei, dar dau numele autostrăzii A7, este vorba de autostrada Moldovei. Avem contracte și acolo am făcut descoperiri arheologice foarte interesante. Complexe arheologice din vremea tribului Carpic al dacilor. Aș putea să vă dau exemplu unei cercetări. Într-o groapă, chiar spre sfârșitul săptămânii trecute, am descoperit scheletul unui măgar. Este vorba de o depunere rituală a acestui animal într-o groapă, pentru că la gâtul măgarului a fost pus un colier cu pietre și am găsit și o mică bufniță din sticlă. Deci este vorba de carpi, un trib de-al dacilor, dar care a rămas în afara stăpânirii romane. Uh-huh. Și ei au avut la un moment dat o contribuție foarte importantă pentru că au invadat și Oltenia. Uh-huh. Și i-au îngropat măgarul. Și i-au îngropat măgarul, ca să spunem așa. Emisiune... Da. Doamne, de divertisment. Da. O să vezi pe Lucia, Lucii și mulțumim că se află de noi, dar și informativul, foarte interesant, pentru că aflăm lucruri. Da, da. Și sunt multe descoperiri și pe aceste contracte, și pe aceste situri, că există două mai multe categorii de cercetări arheologice. Bineînțeles, am avut cercetări arheologice pe un tronson al autostrăzii ocolitoare a municipiului București. Și tragem speranță că în calitate de subcontractanță a acestui mare investitor, acestui mare antreprenor în domeniul șoselelor, poate o să asigurăm supravegherea arheologică și la primul tronson al șosele expres, care va Pitești, cel care a rămas neterminat. Deci activitatea arheologică avem destul de intensă în mai toate zonele țării, pe acest sistem de arheologie contractuală, să-i spunem. Revenim la muzeu. O salutăm și pe Marii Dănișori și mulțumim că se află alături de noi și pe toți cei care ne urmăresc în acest moment. Vă rog. Da. Revenim la Muzeul Olteniei. Nici aici nu avem, suntem într-o
o activitate foarte intensă și aici vreau să vorbesc despre cule, pentru că mai toți colegii mei de vreo două luni de zile suntem concentrați pe aceste două monumente istorice, cula de la Brabova și cula de la Cernătești. Consiliul Județean Dolj a finalizat anul trecut restaurarea celor două monumente istorice și am intrat, să zicem, noi acum în scenă Muzeul Olteniei, în sensul că undeva până spre mijlocul lunii iunie speram să fim gata cu expozițiile permanente în aceste monumente, ca undeva pe timpul verii, începând în a doua jumătate a lunii iunie, vizitatorii să poată să viziteze cele două cule. Rețineți, cula de la Brabova și de la Cernătești sunt singurele cule care s-au păstrat în picioare din toată salba de cule din Oltenia, singurele din județul Dolj. Uh-huh. În rest, mai toate culele care au mai fost în județul Dolj au dispărut, au fost distruse de-a lungul timpului. Sunt spectaculoase. Colegii mei acum, inclusiv colegul Irineu Cănuriș de la secția de etnografie, împreună cu colegii dumneavoastră, sunt mobilizați în finalizarea expozițiilor de acolo. Un alt obiectiv foarte important pe care îl avem în vedere anul acesta este Casa Memorială Amzabela din Băilești. Cu sprijinul direct și necondiționat, aș spune, al doamnei Oana Belea, suntem foarte aproape de momentul în care să fie definitivate, din punct de vedere juridic, toate actele pentru preluarea acestei case memoriale. Oana Belea, care a avut cuvinte foarte frumoase la adresa Consiliului Județean Dolj, da, pentru acest lucru, cu dorința, da, de a se implica în păstrarea vie a memoriei marelui actor Amzabela. Da, dorința dumneavoastră a fost și este ca această casă memorială să aibă un regim de vizitare permanent. Pentru că până în prezent, până anul trecut, regimul de vizitare era ocazional. Să știți că este o mare așteptare din partea publicului de a fi vizitată această casă memorială. Până anul trecut veneau vizitatori, ba găseau poarta închisă, ba o găseau deschisă, ba găseau pe cineva, ba rudele doamnei Belea puteau sau nu puteau să ghideze cât un grup. E, după finalizarea actelor privind preluarea casei memoriale Amzabela, punctul muzeal va avea angajați permanenți care vor deschide după program de muzeu deschis casa memorială. Vom recalibra și expoziția permanentă de acolo. Și la calculele mele, să spun așa, undeva, cred că în cursul lunii, pe la începutul lunii octombrie, am putea să deschidem vizitarea acestui monument în regim permanent. Mai ales în condițiile în care la sfârșitul acestui an se comemorează 40 de ani de la moartea marelui actor. După cum observați, tendința generală, și nu mă refer la Muzeul Olteniei, mă refer aici la intențiile și direcțiile, să zicem, de dezvoltare ale Consiliului Județean, acestea sunt axate mai mult pe infrastructură. Pentru că infrastructura, dezvoltarea infrastructurii culturale este peren. În sensul că va ține, aș putea spune, generații de acum înainte. Sunt importante și evenimentele culturale, o expoziție, un simpozion, numai că expozițiile muzeale, manifestările de acestea ale muzeului le face acum, au impact, însă peste 2-3 săptămâni sunt uitate. Când investești în crearea de puncte muzeale permanente, acestea rămân zeci, sute de ani. Da. Gândiți-vă că totuși anul acesta, secția de științele naturii aniversează 100 de ani de la înființarea acesteia. Un alt proiect foarte important la care... O să salutăm și pe Pierre aici și mulțumim că se află atât de noi și pe toți cei care ne urmăriți în acest moment. Vă rog. Da, da. Un alt proiect important de mare anvergură pe care îl inițiază și Consiliul Județean Dolj este realizarea unui muzeu al satului. Amplasamentul acestui muzeu se dorește a fi undeva în localitatea Raznic, comuna Cernătești, unde deja avem o culă,
De fapt, conceptul Consiliului Județean este de a dezvolta locașe de cultură în această zonă destul de defavorizată a județului Dolj, este vorba de nord-vestul județului Dolj, și de a le pune în rețea. Este vorba de Cula de la Brabova, Cula de la Cecătești și un viitor Muzeu al Satului, care probabil va purta denumirea de Muzeul Băniei Rurale. Prin bunăvoința primăriei Cernătești, la Rasnic, există un teren disponibil, 3 hectare jumate, care are și un conac în mijloc. Și deja noi, Muzeul Oteniei, anul trecut, am realizat tematica acestui muzeu împreună cu colegii de la Muzeul Astra din Sibiu. Speță cu domnul Ciprian Ștefan, care este chiar directorul muzeului Astra. Ce se vrea, cum se vede acest viitor muzeu al satului? Muzeul Băniei Rurale se va referi la 3 județe, cele aflate în sudul Olteniei. Mehedinți, Dolj și Olt. Pentru că Gorjul are un muzeu al satului la Curtișoara, lângă Târgu Jiu și Vâlcea are... foarte frumos acolo. Și foarte frumos. Și mai este și un muzeu la Vâlcea, la Bujoreni. Deci, Dolj, Mehedinți... Adică județele de câmpie. Da, zona de sud. Nu vor fi mai mult de 15 gospodării și nu se va merge pe principiul de case strămutate. Adică case vechi strămutate. De fapt, suntem atât de mult înaintați, să zicem, în epoca modernă, în secolul 21, încât nici nu prea mai găsești case vechi, întregi, în picioare, pe care să le strămuți. Conceptul este în felul următor. Se va face pe acest teren 5 gospodării reprezentative pentru partea de câmpie a județului Mehedinți, 5 pentru partea de câmpie a Doljului și 5 pentru partea de câmpie a Oltului. Și va fi un muzeu, de fapt, un muzeu, un fel de centru etnografic interactiv. Mm-hmm. În sensul că turiștii care vin nu se plimbă doar să admire niște case care de altfel sunt reconstituite. Ei vor veni și chiar vor intra în aceste case. Poate vor avea posibilitatea să și doarmă în aceste case și să desfășoare activități meșteșuguri care sunt caracteristice pentru o lume a satului recent apusă din zona sudică a Olteniei. Ceea ce este interesant, Consiliul Județean vrea ca acest proiect să-l depună în această vară și să obțină o finanțare pe baza programului operațional regional, adică ceea ce noi știm de regio, sunt numele de regio. Da. Și după ce va fi finalizat, să dea Muzeul Olteniei în administrare. Deci noi am reușit să punem la punct tematica în cursul anului 2022, am pus tematica la dispoziție Consiliului Județean, iar acum urmează Consiliul Județean pe mai departe să desfășoare toate etapele de accesare a acestor fonduri europene. Îi salutăm și pe Mari Mari, și pe Cristian Zegheru, și pe Cristina Bărăbă, oare Cristina Barbu, și le mulțumim că se află alături de noi. Dar și pe Rina Ionescu, și pe toți cei care ne sunt alături. Sunt proiecte foarte îndrăznețe. Sunt proiecte numai de infrastructură. Vedeți, Muzeul Oteniei, în toată existența lui de peste 100 de ani, niciodată n-a experimentat această postură de muzeu cu sedii externe, adică aflate la mare distanță de muzeu în județ. Mă refer la Casa Memorială, am zapelea la Cule, la viitorul Muzeul al Satului. Noi ne-am rezumat doar la cele 3 secții care le-am avut în Craiova și atât. Există multe muzee în țară care au foarte multe puncte muzeale, case memoriale, monumente de arhitectură populară, cum sunt aceste cule. E o experiență, n-aș putea spune nici grea, nici ușoară. Vedem cum o să fie. O să adunăm și pe Angie Constantinescu și mulțumim că se află alături de noi, și pe Duran, Veronica și tuturor celor care sunt alături de noi. Mulțumim de tot. Da. Deci toate aceste... Dar pentru... Uitați-vă la cule, vă dau un exemplu. Suntem în anul 2023 și abia în anul 2023 vor fi deschise publicului. Dar de la prima idee și
și până la finalizarea proiectului, prima idee referitoare la restaurarea acestor culei a apărut în 2005. Adică e o muncă pe o perioadă lungă de timp în care trebuie să ai foarte multă răbdare, în care acum aproape 10 ani, acum 8 ani. Da, în care trebuie să ai răbdare, te izbești de tot felul de obstacole administrative care nu sunt imposibil de trecut, dar pentru care trebuie să muncești, cadastru, aia, vezi cu utilitățile, vezi parcarea, vezi aia, vezi aia. Adică sunt foarte multe amănunte care, practic, la un moment dat îți creează un sentiment de deja vu, de disperare, de, domne, de ce m-am băgat așa la asemenea proiecte, dar pare când aș fi putut să fac o mică expoziție și cu asta basta. Să-mi văd de treabă și timpul să treacă. Nu e chiar întâmplătoare și întâlnirea noastră acum, ne apropiem de un mare eveniment. Prietenii noștri îl cunosc, pentru că în fiecare an, luna mai, are loc noaptea în muzeu. Care va fi săptămâna viitoare, sâmbătă, pe 13 mai. Și pentru acest eveniment ne pregătim cu câteva expoziții interesante și, bineînțeles, vom deschide porțile tuturor expozițiilor permanente, toate că mulți dintre vizitatorii noștri cunosc aceste expoziții permanente, dar încercăm să încântăm și cu ceva expoziții expoziții temporare. Bineînțeles că trebuie să facem față și la acest eveniment, pentru că vă spun, anul trecut revenirea publicului la muzeu a fost fantastică. A fost, aș folosi termenul de după perioada pandemiei, a fost ceva gen tsunami. Adică numărul de vizitatori de anul trecut a fost cu 2000 mai mare decât în 2019, înainte de pandemie. Se vede că oamenii s-au simțit descătușați și au vrut într-un an de zile, în 2022, să deguste totul. Și lumea culturală, și lumea spectacolelor, absolut tot. Deci numărul a fost fantastic. Mai mult decât atâta, noi aproape că uitasem de aceste evenimente inițiate în domeniul învățământului. Și aici mă refer la școala altfel. Salutăm și pe George Gese, pe Ana Maria Năutu și pe Mădălina Mădă și mulțumim că se află alături de noi. Vă rog. Școala altfel, dar am văzut că a mai apărut și un concept nou în educația copiilor, Săptămâna Verde. Ceea ce este foarte bine, pentru că învață ce înseamnă reciclarea, învață ce înseamnă exact să protejeze mediul, apele, pădurile, și eu am spus de fiecare dată că este foarte important să păstrăm apele curate, păstrați apele curate, mediul, pădurile, e foarte important. Da, da. Pentru că noi toți trebuie să trăim sănătos. Chiar sunt un ecologist convins și am spus-o public ori de câte ori a venit discuția în cadrul emisiunii mele sau în alte dezbateri publice sau evenimente în care am putut să mi-aduc oarecum aportul la lucrul ăsta, pentru că e foarte important lucrul ăsta. Da, și e un concept nou. E un concept nou și ține de viitor, apropo de lucrul ăsta, pentru a avea un mediu mai sănătos cu toți. Da. Și, practic, și acest nou proiect a animat foarte mult activitatea, să zic, de vizitare a expozițiilor, mai ales la secția de științele naturii. Deci, vă mărturisesc, chiar de dimineață am primit un telefon de la o colegă, tot muzeograf din țară, prin care mi s-a spus că urmează ca sâmbătă să fim vizitați de un grup de elevi tocmai de la Odorheiu Secuiesc. Adică, noi ne punem de multe ori întrebarea asta, pentru că am făcut și o postare pe pagina de Facebook a muzeului recent. Numai într-o săptămână am avut peste 3000 de grupuri de elevi și din județ, preponderent din județ și din Craiova. Dar putem spune că muzeul Ateniei e vizitat de toată România și nu numai din România, pentru că am văzut și foarte mulți străini care vin și vizitează. Foarte mulți străini, dar noi ne punem întrebarea ce determină astfel de grupuri școlare de la distanță atât de mari să vină să viziteze Craiova. Eu zic că nu numai muzeul, corect,
Ce? Cred că mai este și altceva în Craiova care îi atrage. Mă gândesc acum și la Târgu de Paști. Mă gândesc și la alte obiective culturale. Vă mărturisesc cum a fost anul trecut la Târgu de Crăciun. Practic, în toată perioada cât a fost Târgu de Crăciun, am atins cote atât de mari în ceea ce privește numărul de vizitatori, cum nu s-a întâmplat niciodată în istoria muzeului în noiembrie. Într-o lună, noiembrie a unui an, să fie atât de mulți vizitatori la muzeu. Practic, un eveniment cultural organizat de municipalitate a electrizat toată activitatea conexă în instituțiile culturale, fie că țin ele de Consiliul Județean sau de primărie. Deci a trebuit să ținem deschis și în zile de sărbătoare, cum a fost de Sfântul Andrei sau de 1 decembrie, datorită fluxului mare de vizitatori care veneau în Craiova. Mi-aduc aminte o familie care a vizitat secția de istorie cândva în prima săptămână după 1 decembrie, ne-au spus, venită undeva de departe, că n-au găsit locuri de cazare în Craiova și au preferat să cazeze la Slatina, fiind mai aproape de Craiova, și să vină să viziteze și Târgul de Crăciun și obiectivele culturale. Adică toate acestea sunt un semn că încetul cu încetul, nu numai că ne facem remarcați din punct de vedere cultural ca oraș, dar cred că căpătăm și o anumită experiență în realizarea de evenimente culturale care să fie atractive pentru, nu mai pentru comunitatea de la noi, dar și pentru alte... Și cei din afară. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc în acest moment. Sabina Coritor, mulțumesc mult pentru că distribuie aceste emisiuni și este mereu alături de mine, alături de noi, aici pe Facebook, în sufragerie. Și Sabina Coritorul ne spune așa: dacă în anul 1927 Muzeul Oltenii deținea 1500 de piese de patrimoniu, la sfârșitul anului 2020, patrimoniul Muzeului Oltenii a ajuns la peste 240.000 de bunuri culturale, multe dintre ele de foarte mare valoare istorică și artistică. După anul 1989, eforturile specialiștilor din muzeu, precum și a Consiliului Județean Dolj, s-au îndreptat spre consolidarea, restaurarea și modernizarea sediilor, urmând apoi organizarea expozițiilor permanente pe baza bogatului patrimoniu existent. Sub atenta îndrumare a domnului Florin Ridiche, manager al Muzeului Oltenii, a crescut foarte mult numărul de cetățeni care vizitează exponatele acestei instituții, ceea ce este un indicator relevant al inflației și importanței de care se bucură acesta. Toate aceste reușite îi validează strategia de manager și îl motivează să continue pe acest drum. Îi doresc mult succes. Mulțumim mult pentru acest mesaj și pentru aprecieri. Într-adevăr, aveți mare dreptate. Să avem și pe Ciuberea Carmen și mulțumim că se află alături de noi. Vă rog, da. Da, doamna Sabina Coitoru are foarte mare dreptate. Am plecat de la câteva... Cei care mai sunt aceste emisiuni sunt foarte bine informați. Contribuie la această emisiune. Aș vrea să spun și de importanța muzeului în al doilea război mondial. Perioada aceea de neliniști și de război, Rusia sovietică cu Germania nazistă, la un moment dat, Muzeul Oltenii a adăpostit pe o perioadă de 4 ani, din 1940 până în 1944, tot patrimoniul fostului Muzeu Național al Basarabiei din Chișinău. Foarte puțin dintre noi... Are o importanță istorică. Istorică, da. O semnificație istorică. Da. Foarte puțin dintre noi știm că binecunoscuta și vestita statuia lui Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului a fost adăpostită aproximativ 2 sau 3 ani de zile în Parcul Nicolae Romanescu. Deci am fost considerați în acea perioadă și o zonă relativ sigură. Creșterea spectaculoasă, că spuneați de numărul exact, 240.000 de obiecte, acest număr ne-a ajutat în a obține statutul de muzeu de interes național. Chiar dacă încă nici în prezent hotărârea de guvern nu a fost adoptată, așteptăm zilele acestea, suntem cu ochii pe ședințele săptămânale ale guvernului,
dar a fost un proces de durată de un an de zile și acest număr a cântărit, număr mare de obiecte de patrimoniu, a cântărit foarte mult. Vorbeam de descoperirea tezaurului monetar de la Badea. În prezent, Muzeul Oltenii are peste 40.000 de monede, un tezaur, o colecție adică impresionantă, una dintre cele mai mari din țară. Dar aș vrea să subliniez importanța foarte mare a unei secții a Muzeului Olteniei, este vorba de laboratorul de restaurare, care, ale cărui dotări sunt avangardă în țară. Și aici aș vrea să subliniez buna colaborare pe care au colegii de la acest laborator cu colegi de la Universitatea din Craiova pe ceea ce mai nou am văzut că se impune acest termen, inteligența artificială. Adică conceptul de inteligență artificială care să previzioneze sau să preconizeze cam cum să fie restaurat un obiect de patrimoniu. Este o chestiune care este ceva nou. Baza unei cercetări realizate de colegii de la Universitatea din Craiova, în colaborare cu colegii de la restaurare, pe baza unui grant obținut de la Universitatea, cred că de la Universitatea Babeș-Bolyai, s-ar putea să... De la Cluj, da. Adică se observă că nu mai depășim acea fază în care să intrăm, să vedem un obiect. Îl vedem și acum, obiectele de patrimoniu sunt cele mai importante, sunt expuse în vitrine, dar încercăm să le și încadrăm în, să zic, ceea ce au reprezentat ele în trecut, cum au fost folosite. Mai mult decât atât, avem foarte multe obiecte de patrimoniu care sunt cerute să fie văzute de către public și în afara țării. În momentul de față avem o piesă care se află expusă împreună cu multe alte piese de la alte muzee din țară în cadrul unei expoziții în Statele Unite, la Chicago. Mai avem o altă piesă care este expusă la un muzeu din, la fel, în colaborare cu alte muzee în Danemarca. La Chicago, în America, în Danemarca. Și chiar acum am primit o solicitare pentru împrumutul câteva piese pentru expoziție care va fi organizată la Roma. Adică patrimoniul nostru este și apreciat de, nu numai de către celelalte muzee din țară, dar și de către muzeele din străinătate. Este adevărat că inițiativa organizării acestor expoziții aparține cu preponderență Muzeului Național de Istorie a României, dar Muzeul Național de Istorie a României de București ține cont de tot patrimoniul de valoare pe care îl are și Muzeul Oltenii și celelalte muzee din țară. Salutăm și pe Cătălin Vânturici și mulțumim că s-a aflat de noi. Da. Pentru viitor mă refer la acest an, așa cum v-am spus, partea expozițională. Spre sfârșit... Pot fi ghid pe viitor, cum am văzut eu într-un film, pot fi ghid pe viitor o inteligență artificială. O hologram? Să știți că m-am gândit la acest lucru. Vă întreb pentru că știu că eu am văzut asta acum mulți ani într-un film SF, dar nu mai știu că anumite muzee care au deja lume. Aș putea spune că și la noi există un debut, să spun așa. Fiecare secție... O hologramă care să prezinte, da, ca un ghid. Ca un ghid. Există în momentul de față la noi în țară și chiar și la Muzeul Oltenii, ceea ce se numește asistent virtual. Asta da, corect. Dar asistentul virtual îl găsești numai la intrare. Intri, asta zic, nu, mă refer la... Care este tot o hologramă. Da. E tot o hologramă, dar mă refer la o hologramă care să meargă pe... Care să te însoțească. Să meargă cu un grup. Un grup, da. N-ar fi o idee. N-ar fi o idee rea. Chiar și acum, orice vizitator, e curios, așa rezumativ, ca să apuce... Și inteligența artificială putea să răspundă și la întrebări. Da, da. Față de un program care este setat să spună anumite, să facă doar tu. Aici. Poate unul din vizitatori să pună întrebări. Spre exemplu, momentul de față... Asta ar fi foarte interesant. Ar fi interesant.
În momentul de față, pentru ca un asistent virtual să facă așa ceva, trebuie să-i dai soft mai multe cuvinte cheie. Să aibă background-ul, da. Cuvinte cheie, da. Adică cuvinte cheie care ar putea să facă parte din presupuse întrebări ale sistemului. Și vocabularul lui. Da. Adică, vocabularul inteligenței artificiale. Dacă un vizitator ar pune către un asistent virtual o întrebare în care folosește un cuvânt cheie pe care softul nu l-are, softul l-are cunoaște și ar da seama imediat despre ce vrea să afle vizitatorul și răspunde. Dar dacă nu l-are, n-are cum dacă să nu l-are, de fapt, inteligența artificială a rezolvat toate aceste probleme, să nu mai stai să te gândești ce cuvinte cheie să dai într-un soft unui asistent virtual care să îți răspundă la întrebări și nu mai când asta zic, da. Da. Da, ar fi... Oricum, vă dați seama dacă să merge pe atunci ideea... vă propun de acum exact să mergem puțin, să ne imaginăm. E o chestiune, puteți să luați-o ca o propunere avangardistă. Putem să facem, dacă când se va întâmpla lucrul ăsta, de mergem un pic în viitor, o emisiune chiar cu hologram. Da, un live da. Pe Facebook în care să fim alături de... Da. Nu știu ce nume îi veți da. Da, singurul lucru care cred că va rămâne tradițional de acum înainte este partea de conservare a patrimoniului. Unde acolo chiar că e nevoie de mâna umană ca să intervină. Okay. În menținerea și în intervenția cu substanțe pentru a asigura veșnicia, să zic, între ghilimele a obiectelor de patrimoniu. Bine, și eu sunt adeptul, pentru că am vorbit mai devreme de inteligență artificială și de robotizare și de, mă rog, tehnologie, tehnologizare, sunt de acord cu lucrul ăsta, dar nu trebuie să uităm de forța de muncă umană. Da, care da. Este, a fost, este și eu sunt convins că va fi, nu foarte importantă, cea mai importantă. Da. Pentru că și aceste aparate trebuie să fie manipulate tot de oameni. Păi vă dau că revenim un pic la ceea sau ce... Sau cuvintele alea cheie tot oamenii. Da, păi și inteligența artificială, dacă stăm să ne tot oamenii au făcut-o. Da. Nu s-a făcut ea de la sine putere. Păi... Să vă dau un exemplu, că tot discutam de partea aceasta de dispozitive de avantgardă. Sunt câteva muzee în Occident, dar și în Arabia Saudită, Qatar, în zona aceea, de care, între noi, cred că n-am auzit niciodată. Sau atunci pe bunul meu prieten, Gâdea Cosmin, directorul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolci și alături de care realizeze emisiunea, că tot vorbim de tehnologie medicală, live pe Facebook. Și mulțumesc că se află alături de noi. Salutări, Cosmin, și felicitări pentru toate lucrurile frumoase pe care faci. Și că vorbim de Consiliul Județean, Cosmin este și Consiliul Județean, în cadrul Consiliului Județean Dolj, și este un susținător al acestor proiecte foarte frumoase și îndrăznețe, care sunt menite să ducă la dezvoltarea județului Dolj. Dar vreau să vă zic de dispensoare de miros. Adică există câteva muzee în lume în care vizitatorul, când intră, se declanșează automat aceste aparate care împrăștie în sala respectivă, funcție de butaforia care se află acolo, diverse mirosuri. Spre exemplu, dacă este vorba de o caravană cu un deșert, un miros combinat de cămilă sau mai știu eu de care. Sau să-i ducă în... Să-i ducă în... În atmosfera. În terorul respectiv. Da, în atmosfera respectivă. Deci, avansurile de tehnologie sunt destul de evidente. Și atunci când apar, sunt puțin scumpe, dar după aceea se ieftinează repede. Deci, nu mai este o problemă. Spre exemplu, Muzeul Oteniei are un dispozitiv care este unic la noi în țară. Mă refer la muzeul. Unic la noi în țară. Da. La secția de științele naturii este vorba de o hologramă interactivă. Mai sunt holograme de piese în diverse muzee. Adică piesele sunt formă de hologramă care se învârt holograma singură și prezintă vizitatorului piesa respectivă. Dar să ai o imensă foaie de sticlă în care vizitatorul îi apare holograma unui obiect și fără să atingă acea foaie de sticlă poate să învârtă obiectul respectiv și să vadă diverse detalii, fără să aibă acces la obiect. Și asta ar aduce un pic cu inteligența artificială. Bineînțeles că un asemenea dispozitiv n-a putut fi achiziționat decât cu ajutorul fondurilor europene pentru proiect transfrontalier. Viitorul este înainte și viitorul este unul foarte frumos și promițător, așa cum este și sunt
și proiectele Consiliului Județean Dor și respectiv Muzeul Olteniei Craiova. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și celor care ne-au urmărit și ne sunt alături. Iată, bunul meu prieten Gâdea Cosmin, directorul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dor și Consiliul Județean, în cadrul Consiliului Județean Dor, ne spune așa: salut, eu nu sunt felicitări pentru emisiune. Succes domnului manager în activitate. Muzeul Olteniei este reprezentativ pentru cultura regiunii noastre și faptul că se prezintă astfel îi se datorează în mare parte domnului manager. Felicitări! Mulțumesc! Un om care știe că foarte bine că omul simțește locul, de asemenea, merg într-o completare, așa cum și și Cosmin face lucruri foarte, foarte frumoase acolo în cadrul Consiliului Județean Dolj, în calitate de Consiliul Județean, dar și ca manager al Centrului de Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj. Iată, e important, exact, dar și cu echipa, pentru că așa cum și acolo există o echipă foarte, foarte frumoasă și în cadrul Muzeului Olteniei este o echipă închegată și vă felicit pentru aceste lucruri frumoase, pentru aceste realizări și mă bucur că am ocazia prin această emisiune ca oameni ca dumneavoastră, oameni ca voi să-mi fie invitați în cadrul emisiunii. Și vă mai aștept cu mare, mare drag. Vă mulțumesc mult de tot. În încheiere sunt două lucruri la care țin foarte mult domnului Dichie. Unul, să spuneți cum v-ați simțit aici alături de mine și alături de prietenii noștri la ei pe Facebook și doi, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru toți cei care ne urmăresc. Vă rog. Știți cum? Cred că m-am gândit de multe ori foarte mult la... Când ești într-un studio TV, ești un pic crispat, ai și un pic de trac. Tot timpul cu tine la emisiune aici ești destins, prietenii sunt alături de noi și poți să le împărtășești absolut tot ce gândești despre tot ce ține de chestiunea asta pe cultura muzeală. Adică poate peste ani canapeaua asta o să ajungă la muzeu și pe aia. Păi la, da, e foarte multe posibil, personalități. E foarte posibil și să fie ghidajul să fie asigurat de o hologramă. Inteligență, exact, că uite cum le vedeam și poate v-am spus, rămân la lucrul ăsta și rămâne înregistrat, cum se zice. Da, da, da. Când se va realiza lucrul ăsta, mi-ar plăcea foarte mult să facem un interviu exact. Împreună cu acea inteligență artificială. Vedem. Și pentru toți și mesajul. Și mesajul, vă așteptăm cu drag pe 13 mai la toate secțiile muzeului, dar și la Muzeul de Art. Noaptea Muzeelor este foarte aproape, este un, din punctul meu de vedere, un festin cultural, o ocazie deosebită de a ne plimba prin mijlocul obiectelor de patrimoniu. Deci, invitația este: veniți la, atât la Muzeul de Artă, cât și la Muzeul Olteniei de Noaptea Muzeelor, pentru că evenimentul e foarte aproape. Mă alez și eu acestui mesaj și vă spun și eu, veniți în Craiova la Muzeul Olteniei și la Muzeul de Artă, la muzeele noastre frumoase și numai la muzee, veniți în Craiova pentru că aveți ce vedea cu adevărat. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi, aici live pe Facebook în sufragerie. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor. Până la live-ul următor, eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.